Bună ziua, domnule Alin Pătrașcu, Mihai Cioată de la Vatra Dornei vă deranjează. Nu știu dacă mă mai țineți minte, ne-am cunoscut pe Pietrosu Călimane anul trecut. Bună ziua, domnule Mihai Cioată, nu mă deranjați deloc și mi-aduc aminte cu plăcere de acea zi minunată. Domnule Alin, am văzut că acea idee pe care ați vehiculat-o anul trecut prinde contur. Și anume un ultramaraton care da. care să plece din trei, cu plecare din trei județe, iar punctul de întâlnire să fie în zona munților Călimani. Am văzut de asemenea pe Facebook că Tibi Ușeriu vă susține acest demers. Poate ne dați mai multe detalii. Da, într-adevăr, acest an este unul totul special pentru întreaga suflare românească și trebuie marcat ca atare, astfel încât noi, ca români și ca iubitori de munte, ne-am gândit să sărbătorim în felul nostru centenarul României Mari. Ne-am gândit la sfârșitul anului trecut să organizăm acest eveniment de alergare montană, un maraton, cu trei starturi diferite care să simbolizeze cele trei țări, ținuturi istorice românești, cu un finish comun pe platoul Călimanilor, acest masiv minunat. Avem alături de noi mulți iubitori ai muntelui, printre care și marele campion Tibi Ușeriu, care ne sprijină în acest demers. De asemenea, ca și coorganizatori, sunt minunată echipă de la Parcul Național Călimani, autoritățile din Suceava, Salvamontul Vatra Dornei, Salvamontul Toplița Călimani, și suntem bucuroși că într-un timp relativ scurt s-au strâns atâția oameni de bine, oameni frumoși în jurul acestui eveniment. Care sunt punctele de plecare? Punctele de plecare vor fi trei, dinspre Moldova și Bucovina, ca să zic așa, este zona Gura Hăitei, cariera de sulf, de aici vor pleca cursa de 10 km și cursa populară va fi pentru a fi o participare cât mai mare și să nu fie una exclusivistă, va fi și o cursă populară de 3-4 km. Apoi cursa, și o iau în ordine crescătoare, va fi semimaratonul cu plecare de la cabana Salvamont Lomuș, deci dinspre Toplița, care simbolizează venirea dinspre sud a românilor de acolo, și plecarea dinspre Bistrița de la cantonul Silvic Tihuța pe traseul celebru de acum al cursii organizate de Tiberiu Ușeriu și Tășuleasa Social, via Maria Terezia. Practic se aleargă pe traseul VMT-ului în sens invers. Da, e o dată simbolică, din câte știu, 30 iunie, 29 da. Spre 30, e o dată importantă. Da, în această zi, de fapt în noaptea dinspre 29 spre 30 iunie, s-a desfășurat până aproape de anul Marii Uniri, a fost mijlocul practic de primul război mondial, Nedea din Călimani. În aceste zile, 29 și 30 iunie, românii din care erau despărțiți pe nedrept, spunem noi atunci, de o graniță care ținea de politica timpului, românii din regat și din imperiu aveau drept o singură dată pe an să se întâlnească frați, surori, chiar se oficiau foarte multe căsătorii între românii rămași în regat și cei care erau în imperiu, se făceau schimburi comerciale, se petrecea și acolo s-au născut într-adevăr foarte multe cântece care cu timpul au devenit celebre și le cântăm și noi la festivități legate de Ziua Națională.
Da, eu nu pot decât să salut această inițiativă. A plecat dintr-un vârf de munte. M-aș bucura să știu că exact acea întâlnire când a spus ce ziceți, ar prinde așa ceva. Ei bine, uitați că acum se concretizează și v-ați câștigat încă un partener, Orion Media. Ținem aproape și până pe 30 iunie vom mai avea câteva intervenții. Mulțumim din suflet, domnule profesor Mihai Cioată și Orion Media Vatra Dornei. Mult succes. Mulțumim din suflet. Mult mulțumim succes. Toate cele bune și vă mulțumesc că v-ați alăturat proiectului nostru.